Bogdan, am fost la Denis Ștefan pentru că știți că el este un actor extraordinar în seriale unde a jucat și cu colega, dar este un pasionat în privința cailor, dresor, crescător senzațional. O poveste senzațională cu Denis și marea lui pasiune. Să urmărim! Cristi, Majda, nu mă vedeți? Îl vedeți aici? Cine este el? Sunt aici alături de Denis Ștefan și de prietenul cei mai bun, cred că pot spune așa. Da, Căluții. Și aș vrea să începem în primul rând cu... cu povestea ei. Cu povestea ei. Ea este Uma. Acum 3 ani, în 2016, am găsit-o într-o herghelie dată spre sacrificare, pentru că era considerată de necălărit și... cu probleme de comportament, să spunem așa. Și am simțit ceva special pentru ea. Era și okay, foarte frumoasă, după cum vezi, e și foarte frumoasă, are un corp superb, chiar dacă acum a făcut o baie de nisip. Îi las, îmi place să-i las să se distreze, după cum ai văzut, e important să aibă libertatea aceea. Să aibă și libertate, da, nu să stea doar cum să spun, cu șaua pe ei, ca să spun așa. Nu să facă doar antrenament concentrat, ci și să aibă posibilitatea să se destreseze. Și așa cum spuneam, am reușit să o cumpăr atunci cu destul de multe dificultăți. Știu că ai salvat-o în ultimul moment, chiar. Da, pentru că deja fusese cumpărată de un abator, odată ce sunt lăsați pe lista de valorificare, sacrificare. E greu să-i mai cumperi tu ca persoană fizică. Și atunci singura soluție a fost să o cumpăr direct de la abator. Am început programul cu ea, Donatello. El este Donatello, un alt cal în antrenament care e foarte mămos așa. El vine tot timpul să investigheze, să-l mângâi, chiar dacă nu-i dai morcov. Dacă îi dai morcov e și mai bine. Ok, și hai, du-te tu de aici. Lasă starul să apară. Bun. Și după aia, în general... Și cum ai reușit să o îmblânzești până la urmă? Cu multă dragoste, cu multă muncă. După 10 zile de lucru am călărit-o prima oară și n-a... Ok, vezi? Vrea și el la televizor. Și, da, vrea și el o... Știi, le place să le faci așa. Ea e o doamnă. Doamnele, cu doamnele trebuie să te porți un pic mai... Cum anunci, da. După 10 zile, așa cum spuneam, am călărit-o prima oară. A fost un succes pentru că mi-am dorit nu doar să o călăresc și să o educ, ci și ca acest întreg proces să fie foarte ușor pentru ea, pentru că avusese, evident, fiind și un cal mai sensibil, avusese niște istorie pe care n-are rost acum să le povestim, puțin mai violente. Și atunci am încercat să devin în primul rând prieten cu ea și apoi să facem partea de educație propriu-zis. În mod normal, cu un cal începi să stabilești ierarhia, deci faptul că tu ești mai sus ca el în ierarhie ca să te respecte. Da, da, da. Cu ea a fost exact invers, pentru că am vrut să fiu întâi prieten cu ea și apoi să înțeleagă că trebuie să avem și o parte de educație ca să poată să fie un cal sigur de călărit, un cal pe care s-a suit și fiica mea Delia și așa mai departe. Eu mi-am testat niște, dacă vrei, și limite și mi-am testat și anumite tehnici pe care eu le aplic în general în programul Caii României cu toți caii, pentru a vedea dacă cu un cal care este al meu, deci cu alte cuvinte, am cu atât mai multe motive să dea rezultate, un cal care este clar trecut pe o listă și este are o ștampilă de retivă, deci de nu dă rezultate în antrenament, ca să spun așa, putem să facem chiar competițional. Deci ăsta a fost proiectul pe care l-am
desfășurat cu ea timp de un an. Să o antrenăm un an de zile și apoi să participăm, să particip la această competiție. Un alt proiect al meu este o iapă, Pia se numește, este, nu vede cu ochiul stâng, din păcate, a avut un accident la un moment dat, nu știm în ce, în ce împrejurare, este un cal pur sânge englez și după cum vezi este foarte drăguță și ea, da. Stăpânii ei se bucură mult de ea. Povestește-mi cum a început totuși pasiunea asta, cum a început totul? A început odată cu filmările, evident că acum sigur că toată lumea știe că am învățat să călăresc acum mult timp, atunci când ne pregăteam pentru diferite filmări și am rămas așa un împătimit al călăriei. Întâi am învățat să călăresc cu prietenii mei cascadori, apoi am căutat și în afara țării diferiți profesori care să mă apropie mai mult de ceea ce îmi doream eu să fac, ceea ce înseamnă dresajul natural comportamental și dresajul western. Ce ai învățat tu de la un cal, de la Uma, de exemplu, pentru că e cea mai frumoasă poveste din câte am citit să eu. Să știi că și Ardo are o poveste frumoasă, calul pe care l-am folosit în atâtea filme și e mai celebru ca mine, dacă vrei, face reclame acum singur, mai trebuie să apar eu în cadru. Toți ca e o poveste frumoasă, dar Uma m-a învățat, sau e greșit spus că m-a învățat, pentru că știam asta dinainte, dar mi-a subliniat, dacă vrei, faptul că atunci când lucrezi cu un cal trebuie să ai în primul rând răbdare și că cu cât vrei să grăbești lucrurile mai mult, cu cât vrei să grăbești lucrurile mai mult, cu atât ele se vor întinde mai mult. Da? Mari antrenori din afară spun că dacă acorzi calului timpul pe care trebuie să-l acorzi, va dura mai puțin timp antrenamentul lui. Pentru că, vezi tu, calul e un burete emoțional. El simte atunci când te grăbești, atunci când devii un animal de pradă. Să fac acum, să-mi iau acum acea mașină, acel ceas, acea pereche de pantofi de sport sau eu știu. Noi avem gândirea asta, știi? Avem ochii despuși exact așa, în față, deci avem targetul, da? Pentru ei nu există target, pentru ei există doar confortul de a fi în acea clipă, în acel loc, de a se bucura de viață. Ei nu au conceptul de mâine sau de ieri. N-au conceptul de sine. Dacă se văd într-o oglindă, ei cred că e un alt cal. Da, da, da. Și atunci tu trebuie să înveți limba lor și e foarte important ce spun acum, pentru că multă lume gândește în termenii umani când e vorba de antrenamentul calului și nu trebuie gândit așa, pentru că de aici vine și frustrarea că nu-ți ies niște lucruri, pentru că tu gândești într-un fel, pe o linie, iar el merge altfel. Cum îți dai seama, îți transmit atunci când au probleme, când sunt bolnavi, de exemplu? Sigur, sunt semne pe care le poți cunoaște și eu le predau în cadrul cursurilor mele, semnele de relaxare, semnele de enervare, dacă vrei, sau de anxietate. Sunt semne, calul, de exemplu, dacă se simte rău, are o durere, are anumite semne, transpiră, stă cu urechile într-un anumit fel, mă rog, sunt foarte multe lucruri, n-are rost să intrăm în amănunte, însă odată ce încep să lucrez cu un cal o lună, două, trei, încep să-l cunoști, încep să-l înțelegi ca pe un copil și ca pe copilul tău, ca pe Delia. Delia de câte ori e răcită sau începe să răcească sau face, eu știu, ceva la burtică, deja îmi dau seama, și eu și Cristina și soția mea, ne dăm seama, stai, gata, hai, trebuie să o ducem la doctor. E o problemă. Exact așa și cu caii, când vezi că deja are expresia aia de cal care nu se simte bine, știi că el nu prea face așa, nu prea mănâncă sau
nu prea bea apă sau... Deja sunt lucrurile, trebuie să le ai aici, să știi ce să faci repede, pentru că la cai situația asta se poate deteriora foarte repede și atunci trebuie să fii pregătit. Ai avut parte de dezamăgiri? Dezamăgiri cu cai niciodată. Poate mi-ar fi plăcut să lucrez mai mult cu un cal înainte să plece din circuitul de antrenament, din program. Câți cai ai tu acum? Personal ai mei, da. Doi cai, dar aș putea să spun chiar trei, pentru că calul pe care o să-l vezi, o să-l vezi în Maia, Maia, da, este de 7 ani de zile în antrenament la mine, este calul unui prieten de-al meu și este ca și calul meu, adică tot ce primește Ardo sau primește Uma, primește și ea. E un cal pe care îl călărește fica mea, Delia, și e super extaziată că e numai calul ei. Mă rog, da. Mi-ai amintit acum de Delia. Cum reușești să te împarți între viața de familie și ceea ce faci foarte aici? Foarte simplu. Și o iau cu mine. Acum e pe terasă, se uită pe tabletă și dacă aș lăsa-o să vină aici, ar veni repede să lucreze cu tati. Să antrenăm cai, tati, așa zice. Nu antrenăm cai. Deci te ajută? Și... Da, da, dă ea cu... Am văzut într-un filmuleț că le dă să mănânce. Să mănânce, pune cai jos la semn, lucrează, e ambițioasă. Sper, da. Să vedem. Ce crezi că o să facă mai departe? Păi ea deja face gimnastică sportivă. Vreau să fie cât mai pregătită să facă un sport, dacă se poate, un sport de performanță, să facă partea asta de dans, de gimnastică, ceea ce ar fi extraordinar pentru o fată și ea e și talentată. Dansează pe ritm, ține accentele, fără să o învețe nimeni. Și să sperăm că o să mergem la competițiile la care ea ia parte. Până una alta, ea vrea să fie cowboy ca tati, dar... Nu încurajez excesiv de mult. Vreau să facă ceea ce îi place și pentru ceea ce e potrivită ea. Soția ta ce spune despre asta? Ea se bucură. Se implică alături de tine? Se bucură. Soția mea este, după cum știi, și dansatoare profesionistă, deci ea se bucură și de partea de dans, gimnastică și așa mai departe. Se bucură și de partea de călărie, de echitație, pentru că și ea a făcut echitație când a fost mică și știe care sunt beneficiile. Deci atât eu cât și Cristina o încurajăm să facă exact ceea ce își dorește și să devină foarte bună în așa ceva. Spune-mi dacă ai vreun regret. Nu, n-am niciun regret. Noi trăim în România, asta e singurul regret pe care l-aș putea avea din perspectiva, dacă vrei, a meseriei mele. Pentru că este o țară mică, să zic așa, publicul este restrâns, publicul căruia te adresez, dar în rest, ceea ce fac eu mă mulțumește și mă face să fiu fericit în fiecare clipă. Cum arată o zi din viața ta? Păi, simplu. Dacă Delia nu se duce la grădi și vine cu tati, o iau la căluț, ne petrecem toată dimineața și după amiaza la cai și apoi stă cu mami, pentru că tati are repetiții, așa cum am spus, la teatru. Acum de la 5:30-6 o să plec la teatru și s-a terminat ziua. Atât de da, simplu, păi deja s-a făcut 10 seara și trebuie să dormim. Ne uităm la desene, în ultimul timp știu toate desenele și de câțiva ani mă întreabă lumea, știi, ce film ai mai văzut? Păi zic, Shimmer și Shine, da, mă rog, Frozen, Ralph care rupe netul, mă rog, e drăguț, unele te prind, știi, asta e chiar culmea, că încep să mă uit la ele și să zic, tati, aici, uite ce distractiv a fost, da, tati, mă uit cu fiul meu. M-a lăsat singur și nu știu ce fac, dar sper să nu mă pupe. Mă pupi? Te-am pupat eu. Ne plimbăm? Hai.
A, uite că mă ascultă. Stai, ușor. Ea are acum pe nas un instrument care se numește bosal. Este un instrument american de la origine el a fost inventat de americani. Sigur că acum este folosit pe scară largă peste tot și este folosit pentru caii care au ori o problemă de dentiție și nu se poate folosi zăbăluța, ori pentru caii pe care ai vrea să-i antrenezi fără zăbăluță până la o vârstă sau toată viața, sigur, pentru a-i păstra gura foarte, foarte sensibilă în momentul în care începi să îi arăți mișcări mai complicate de dresaj.